Aratu Poian, în zona localității Cupca, aproape de Cernăuți, unde s-au făcut defrișări. Probabil lumea caută să se încălzească cu ceva. Dar e curios dacă lucrul ăsta se face conform legii. Pur și simplu au ras jumătate de pădure pentru lemn. Sau este undeva o anumită aprobare, o anumită evidență a pomilor care trebuie tăiați. Asta pare să fie un brad, dincolo mai tin chiar și un stejar. Ia uite. Și spun destul de mari. Nici măcar nu erau uscați, ca să zic, trebuia să fac tăierea asta. Iată, în mijlocul pădurii. Aici mai sunt crengi pregătite. Din coace. Și de la pomii proaspăt tăiați. Încă așa arată pădurea din marginea satului.